Această stație va deservi locuitorii din zona 3, cum am numit-o noi, zona de sud și vest a județului Brăila. Este ceva intermediar. Se colectează deșeul de la populație, este adus aici, tot pe fracții, și puse în containere și transportate apoi la stația de sortare de la Iaca și depozitul ecologic nou construit tot de la Iaca. Aceste autogunoiere ucinitoare și astfel încât să aplicăm acest principiu plătește pentru cât arunci și deocamdată v-am spus la aceste două orășele. Deci colectorul în speță RER, care a câștigat operatorul de colectare la va aduce bubele cu chip și autogunoierele cu cititoare. Totul se transmite automat într-o bază de date și atunci vom ști fiecare gospodărie cât deșeu a scos. Deci în momentul în care ridică pubela de la gospodăria respectivă, este identificat, cantitate, cântărit și exact. Fără hârtie, fără bon, fără nimic, automat. Și se plătește exact cât gunoi aruncat fiecare. Încercăm să rezolvăm acest lucru.